Ok, eu sunt Cătălin. Cătălin Zafir. Acum aveți pagina mea de Facebook. Dacă tot avem Facebook, hai să ne și folosim un cuvânt. Am 40 ani. Am fost invitat să vin la acest eveniment, să zicem, datorită experienței mele de până acum. Am reușit să creez un grup de firme care se cheamă Cornul Abundenței. Doar ce am făcut 17 ani de când și să vă spun câteva lucruri despre mine, cum am ajuns aici și apoi o să mai continui cu câteva idei. De fel sunt din Scornicești, sunt din Craiova. Familia mea era o familie modestă, am făcut un liceu agricol. Oamenii din orașele mici nu au așa, eu știu, planuri foarte mari să ajungă să facă diverse lucruri. Șansa mea a fost ca în clasa 11-a să pun mâna pe o carte care m-a influențat atât de mult, cât mi-a schimbat total direcția, că m-a arătat succesului la români. Și omul acolo spunea că poți să ajungi orice îți dorești în viață, trebuie doar să scrii pe hârtie și să vrei să faci asta, te ții de treabă. Adică, n-am ce pierde, m-am apucat, am scris pe hârtie și așa a fost să fie. Numai puțin de 6-7 ani, lucrurile care le-am scris eu atunci pe hârtie s-au întâmplat. Respectiv, aveam o afacere proprie, aveam locuință, aveam niște mașini pe la firmă, lucruri care erau foarte departe de mediul în care trăiam eu și de apropiații mei din acel moment. Am dat la științe economice în Craiova. Primul an am învățat proiect să am o bursă, să mă ajute facultatea, să fac firmă, am visat și așa mai departe. Am constatat că nu m-a ajutat prea tare. Din anul 2 am început să mă angajez. Și încet, încet am schimbat 5-6-7 lucruri de muncă pentru a căpăta mai multă experiență. În facultate am dat de niște oameni extraordinari pe care vi recomand. DS Craiova. Vin la științe economice, era oarecum ușor, simplu, să ajungi membru la ESC. Se întâmplă. Au fost persoane reușitoare. Pentru aceia dintre voi care reușiți să ajungeți membru la ESC, vă va influența frumos viitorul. Dacă nu reușiți să deveniți membru la ESC, oricum urmăriți-le activitatea, pentru că au o groază de proiecte, training-uri în care puteți participa fără să fiți membri. Nu e obligatoriu să fiți membri ca să folosiți, să zicem, cunoștințelor și să vă dezvoltați. După ce am terminat cu ASEC, am terminat cu facultatea, primul lucru care l-am făcut a fost, acum am timp, nu mai sunt part-time, să spunem, că eram și student, să lucrez, hai să caut un job așa cum vreau eu. N-am găsit acel job pe care îl căutam. Varianta rămasă, e clar, ne deschide firmă. Eu cu soția, pe timp am căsătorit. În momentul acela, nu aveam nimic. Nimic, mă refer, nimic care să te ajute să-ți deschizi firmă. Nu aveam telefon mobil, nu aveam computer, nu aveam mașină, nu aveam nimic. Am stat vreo 2-3 săptămâni și am enumerat vreo 6-7 idei de afaceri care ne-ar fi plăcut să le facem și pe care ne-ar fi plăcut să le demarăm. Le-am analizat pe fiecare, cu părți bune, cu părți rele, cu sumele de investiții și așa mai departe. Și dintre toate am rămas una singură care era mai ușor de demarat. Respectiv, la momentul acela, distribuție de papetărie. Cumpăr marfa de la un importator, un producător și o vinz la cei care au nevoie de ea. Respectiv, noi vindem către birou din Craiova. Și ne-am apucat de treabă. La început, marfa se livra cu tramvaiul, se livra cu taxiul atunci când comanda era suficient de mare să acoperi cheltuiala. Dacă era comanda mică, nu rămâneau bani de taxi. Ne ajuta tata socul cu mașina după servici. Aveam comenzile de la 3 încolo, între 3 și 4, 5, când oamenii închideau pe gumele. Și încet, încet, tot făcând lucrul ăsta, timp de 17 ani, am ajuns în momentul ăsta, avem mai multe companii. Pe lângă distribuția de papetărie facem materiale promoționale, facem tipărituri, avem 5 librării în oraș, avem
și o asociație pentru persoane cu dizabilități. Și lucrurile astea continuă, să spunem, pe un făgaș normal. Așa am ajuns aici. Acum, pentru că fiecare dintre noi trăim în Craiova, trecem zi de zi în toate lucrurile care ne înconjoară, vorbesc aici de gropile pe lângă care trecem, pereții căzuți, mizeria de pe scările blocurilor și așa mai departe. Am hotărât că trebuie să te implici și tu cu ceva pentru a schimba ceva în această direcție. Și prima mea, să zicem, implicare majoră într-un proiect a fost în Let's Do It România, prima dată când se făcea, și am ajuns în Let's Do It România pentru că nu s-a implicat altcineva. Respectiv, am aflat toamna, domne, vedeți că la anul să se întâmple un proiect extraordinar, să se facă curățenie în toată România într-o singură zi. Am citit informații, am zis că ce frumos, o să mă duc și eu. Dar ulterior au venit mail-uri cam o dată pe lună. Astea sunt județele în care nu am găsit oameni care să se implice. De prin octombrie, până și implicat în multe lucruri și poate să apară multe și tot așa au trecut câteva luni și nu apărea nimeni din Dolj care să coordoneze proiectul. În momentul ăla am completat un formular și am spus, dom'le, eu vreau să mă implic, nu știu dacă chiar să coordonez, că nu știam ce înseamnă asta, nu știam ce cerințe erau ei, dar mă sigur o să mă implic și o să vă ajut. S-a întâmplat să nu apară altcineva, erau mai mulți voluntari care ca și mine, undeva prin aprilie mai ne-am strâns, eram 5-6 persoane, majoritatea erau studenți. Și până la urmă noi am dus mai departe acel proiect și am reușit să strângem și în anul ăla și în anul următor, 2010-2011, 10.000 de voluntari în județul Dolj. Să coordonez 10.000 de voluntari în județul Dolj pentru această acțiune într-o singură zi. A fost un proiect incredibil care ne-a arătat odată incapacitatea întregului sistem existent în România, vorbesc aici de primării, prefecturii și toate nebunile astea de instituții care apar la ce trebuie să facă și cum să facă. Mediul ONG care teoretic există, zeci, sute de organizații din Craiova, finanțări, proiecte care nu se implică nici de cum, sunt, fac o bucățică, aia bucățica mea, nu mă interesează nimic altceva. Acelea care le fac și bucățica asta. Și mi-a dat speranță că totuși se poate face ceva, văzând tinerii care au fost alături de mine și care m-au ajutat să coordonăm acei 10.000 de voluntari. Tineri care nu aveau niciun fel de experiență, dar care alături de mine au trecut prin niciun de evenimente și de peripeții. Ok, v-am vorbit și de Let's Do It. La câțiva ani după Let's Do It România, prin intermediul altor prieteni, am fost membru fondator al organizației GSE Craiova. Eu având, să zicem, un profil de antreprenor, plăcând, să zicem, în lumea asta, pornind din zero și vrând să ajut alte persoane să demareze afaceri, mi s-a părut o ocazie extraordinară de a înființa și în Craiova o astfel de organizație care să organizeze evenimente, se ocupe de networking, să, eu știu, să promoveze valorile locale și așa mai departe. Se întâmpla acum 4-5 ani, de atunci tot creștem organizația GSE Craiova, încă este la un nivel mic, să spunem, în față de alte organizații din țară, dar important este că încă existăm, n-am dispărut, și că sperăm în continuare și căutăm oameni care să vină alături de noi și să dezvoltăm această regiune. Că regiunea în care trăim, regiunea Oltenia, este una dintre ultimele din România ca dezvoltare, din toate punctele de vedere. Putem vorbi de cultură, de economie, de investiții, de ce vreți voi, oricum nu stăm bine aproape de niciunde. Din diferența, spune unii sau alții. Și pentru asta e nevoie să fie cât mai mulți oameni care să vrea să schimbe ceva, în mod real și care să contribuie la aceste lucruri. Deci, vă așteptăm
în GSI Craiova să contribuiți și voi la aceste lucruri.